domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnilor parlamentari, onorate oficialități militare și civile și iubiți frați și surori, scurtul meu gând din această mare sărbătoare în care ne aducem aminte de țară l-am intitulat așa Dragoste față de România și față de viitorul ei. Dumnezeu ne-a chemat la viață într-un loc și într-un timp concret. Față de acest spațiu care se cheamă România, avem mii de legături sufletești iar față de vremea pe care o trăim, avem fiecare responsabilitatea noastră. Noi nu suntem abatrizi, nici atemporali. Istoria ne este un înțelept învățător. Viața marilor eroi și a marilor personalități ne fascinează. Mă voi opri doar la o din zbuciumata noastră istorie, data de 1 decembrie 1918, care a și motivat alegerea zilei noastre naționale. După ce Pronia a rânduit făurirea României Mari, atitudinea față de această realizare unică a fost diferită de la persoană la persoană. Profitorii și oportuniștii se gândeau la căpătuială. Idealiștii, sufletele mari, erau cuprinși de euforie. Iată felul în care, după Marea Unire, un dascăl care își iubea nespus patria, îi se adresează ca unei ființe însufletite, eu văd că ești alta, eu văd că ești fericită, eu simt bucuria și noua ta viață. Te-aș mângâia ca pe un copil de-ar fi să trăiesc viacuri. Câmpiile tale, codrii tăi, apele tale, toate îmi vorbesc de negrăita ta fericire, patria mea. Nu ești pământ mort, nu ești vânt, nu ești apă, e suflet ce tremur de bucuria libertății. Întorcându-ne în contemporaneitate, afirmăm că România este aceeași, este Maica noastră frumoasă și bună, chiar dacă e săracă, chiar dacă are probleme, fii adevărați, nu o pot disprețui și neglija și cu atât mai mult nu o pot abandona. Este adevărat în același timp că și o mamă iubitoare are grijă cât poate de copiii ei. De aceea, fără a intra în amănunte și nădăjduind că va fi luat în seamă cuvântul nostru, facem insistentă cerere cu stăruință către cei ce ocupă funcții de răspundere în România, să se gândească la tineretul acestei țări. Este nevoie de locuri de muncă. Prea mulți tineri inteligenți, cu putere creatoare și doritor să facă ceva, pleacă din țară. Ne împuținăm și îmbătrânim. Ne întoarcem la sărbătoare și spunem că România merită prețuirea și iubirea noastră. La mulți ani români, la mulți ani România.